și nu pot să stau nepăsător și trebuie să luăm atitudine. Nu este doar Silviu, unul dintre aceia care este încercat. Sunt mulți ca el. Dar sunt mulți sănătoși care stau acasă și n-au timp. Suntem o generație care spunem că timpul este prea puțin. Vreau să spun ceva și să realizez că și timpul pe care crezi că l-ai nu este timpul tău. Dacă în zorii dimineții te-ai ridicat din așternut și ai văzut albastru cerului, nu este pentru că ți se cuvine și ești încă tânăr sau tânără și spui n-am decât vârsta aceasta și până voi ajunge la o vârstă onorabilă să plec de pe pământul acesta, toate mi se cuvin. Nu. Este harul lui Dumnezeu. Noi nu-i dăm nimic din ce este al nostru, că tot ceea ce avem noi, avem de la El. Și sunt mulți, și trebuie să o spun, care în nepăsarea lor stau acasă, nu pentru că sunt bolnavi, nu pentru că sunt neputincioși, nu pentru că au trudit toată ziua și nu mai au vlagă, pentru că pur și simplu sunt comozi. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, acolo când Domnul Iisus a venit la ei săi, la ucenici, spune cuvântul lui Dumnezeu că Toma nu era cu ei. Și dacă nu ești acolo în mijlocul fraților unde vine Domnul, necredința pune stăpânire peste tine. Ăsta este planul vrăjmașului, să te izoleze, să te ducă departe de părtășie, de adunare, de frați și să te doboare. Este vremea să ne trezim, fraților. Vestim și spunem cu toții, se împlinește Scriptura și nu luăm nicio atitudine. Spunem și mărturisim că Domnul este gata să vină și nu vrem să ne pocăim. Ar trebui să ne trezim, fraților. Când El vorbește, în Isaia, în capitolul 43, cu versetul 1, începe cuvântul lui Dumnezeu atât de minunat. Acum, așa vorbește Domnul. Acum. Putea să lase pur și simplu, așa vorbește Domnul. Dar ne-a lăsat cuvântul acesta acum, ca să știm că El vorbește la un prezent continuu. A vorbit în vremea prorocului Isaia. A vorbit în timpul lui David, a vorbit în timpul nostru și va vorbi câtă vreme va ține Dumnezeu pământul acesta. Dar va veni o zi în care Domnul nu-ți va mai vorbi. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, capitolul 28, cu versetul 6. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns, nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Atunci Saul a zis slujitorilor, căutați-mă o femeie care să cheme morții, ca să mă duc să o întreb. Slujitorii lui au zis, iată că în Endor este o femeie care cheamă morții. Atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine și a plecat cu doi oameni. A ajuns la femeia aceea noaptea, Saul i-a zis, spune viitorul chemând un mort și scoală-mi pe cine voi spune. S-ar putea ca Dumnezeu într-o zi să nu-ți mai vorbească. Și ne vorbește astăzi, ne-a vorbit prin cântare, ne vorbește prin cuvânt, ne vorbește prin simplul fapt că suntem aici. Și acesta este harul lui Dumnezeu, este bunătatea și este dragostea Lui. Fraților, haideți să prețuim orice clipă. Și vreau să închei și apoi dau loc fratelui Viorel să aducă un îndemn pentru următoarea rugăciune. Și ne vor ruga pentru cauze, pentru situații și pentru probleme. Și sunt destule. Dar eu am un Dumnezeu și o nădejde. Și știu că El ascultă pe cel ce are inima curată. Am plecat într-o lucrare în Austria și ultimul an înainte de pandemie. Și mi-a fost rău. Am ajuns la spital și am fost internat acolo. După ce am fost internat, curios, nicio simptomă, nicio durere, tensiunea perfectă, dar pentru că este un protocol, au hotărât să mă țin acolo cel puțin încă 24 de ore,
sub supraveghere. N-am înțeles. Dar plimbându-mă pe holurile alea am văzut un nume care mi-a sărit și mi-a rămas în priviri. Pădurean Gheorghe. Nu putea să fie altceva decât român. Și am intrat în salonul acela, l-am găsit, într-adevăr era un bărbat în vârstă aproape de 50 de ani. Am stat cu el de vorbă și am înțeles că Domnul m-a îngăduit acolo să mă duc și să-i spun că Iisus Hristos este medicul care poate să vindece, nu numai trupul, și sufletul. Și am vorbit acestui om despre Dumnezeul nostru atât de minunat, despre Iisus, despre jertfa de la Calvar, despre felul în care El ne-a răscumpărat și despre bunătatea și dragostea Lui care e gata să-L primească. Și a spus, eu am un Dumnezeu și nu-mi voi schimba Dumnezeul. A doua zi dimineața m-am dus din nou în cameră, era cu spatele și am văzut că respira foarte greu, era cu spatele întors, cu fața spre perete și l-am întrebat, zic, așa e că nu este aer aici. S-a întors, m-a privit, avea lacrimi în ochi și mi-a spus, aer este destul, dar nu pentru mine. Și am realizat că este un dar de la Dumnezeu și o binecuvântare să poți respira. Cu lacrimi în ochi mi-a spus, este destul, dar nu pentru mine. Eu am fost externat, omul acela n-a vrut să primească și am aflat că n-a durat decât o săptămână și omul acela a murit. Avem un Dumnezeu care îi pasă de noi și chiar în ultimul ceas i-a mai întins odată mâna, precum scrie cuvântul, că El este Dumnezeul care pune înainte omului viața și moartea, blestemul și binecuvântarea, binele și rău. Și Domnul ne îndeamnă, alege viața ca să trăiești. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vom da loc fratelui Viorel și apoi ne vom ruga. Și vreau să facem o rugăciune, nu ca pendicostalii, ca copii al lui Dumnezeu. Să stai înaintea Tatălui și să-ți verși oful tău. Nu știu ce ai să-i spui, dar eu cu siguranță eu am multe lucruri să-i spun. Și am nevoie de El, am nevoie de mâna Lui, am nevoie de dragostea Lui, am nevoie de bunătatea Lui. Am nevoie ca Domnul să mă vindece spiritual și apoi dacă va voi și trupul acesta și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.